Vicecampioana României de acum 4 ani nu a reușit să se salveze de la retrogradare. În meciul disputat pe terenul propriu în cea de-a doua zi de Paște, Oțelul a fost învins de Panduri cu 2-0. Da, este foarte bine că am reușit astăzi să câștigăm și că nu am primit gol. Ne-a ieșit un joc foarte bun, sunt bucuros că am marcat și ne mai îndepărtăm de zona cea minată a clasamentului. Avem de luptă și trebuie să rămânem în continuare concentrați, echilibrați. Ne așteaptă un joc de care păcare acum cu Clujul, care vine să-și face șansa. Cele două goluri ale partidei au fost înscrise de Momcilovici în minutul 28 și Roman în minutul 41. De aceea vin la stadion să câștigăm meci, să scăpăm de retrogradare. În momentul de față este foarte greu să mai scăpăm. Dar sperăm ca conducătorii să găsească soluția și de la anul să echipa să joace în Liga a doua, să nu se desfințeze cum se aude prin oraș și să promoveze, de ce nu, anul următor. Rezultatul este corect. Pandurii ne-a fost superioară, în primul rând, prin agresivitate, prin determinarea cu care au jucat și o câștigat meritat.